Anul acesta, tronsonul DN67C al Transalpina, care străbate județele Vâlcea și Alba, va rămâne deschis pentru circulația rutieră și pe timpul iernii. Autoritățile din cele două județe au decis să lase traficul deschis între Obârșia Lotrului și Curpăt pentru a facilita accesul turiștilor în stațiunile montane din zonă. Prefectul județului Vâlcea, Sebastian Fârtat, spune că decizia a fost luată în urma discuțiilor cu administratorii pârtilor deschise de la Obârșia Lotrului. Atunci când am organizat centrul de vaccinare de pe Transalpina, care a avut parte de o promovare record, am inițiat și discuții cu operatorii de turism din zona Obârșa Lotului, cu cei de la Pârtia de Schi, și am aflat o doleanță mai veche de-a lor, aceea ca o parte din Transalpina, bucata dintre Obârșa Lotului și Curpăt, adică între județele Vâlcea și Alba, să fie funcțională și pe timp de iarnă. La nivel instituțional s-a încheiat un protocol între direcțiile regionale de drumuri și poduri Craiova și Cluj, prin care se va asigura dezăpezirea pe timp de iarnă a sectorului de drum dintre județele Vâlcea și Alba. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu regionalele de la Cluj și Craiova, a drumurilor naționale și a drumurilor naționale Vâlcea și Alba, am stabilit un protocol prin care pe perioada zilei și pe timp de iarnă, bucata de Transalpina dintre Vâlcea și Alba va fi dezăpezită. Cred că este un real beneficiu pentru turiștii care doresc să vină atât la Pârtia de Schi de la Obârșa Lotrului, cât și la Pârtia de Schi de la Șureanu. Sebastian Fârtat consideră că această măsură e un prim pas către adevăratul obiectiv, acela ca în anii următori întregul drum Transalpina să rămână deschis pentru șoferi iarna.